Astăzi este ziua în care minunea se săvârșește la fiecare respirație, la fiecare răsuflare. Și voi știți asta și am văzut din lucrările voastre. Concursul vostru este acela că v-ați luat la întrecere cu îngerii. Mi-e frică să spun că nu mă pricep, dar uneori, din lucrările pe care le-am citit, a părut că i-ați întrecut. Pentru că așa este binecuvântat și în săptămâna aceasta, atât de minunată și de luminată, ce putea să fie mai frumos decât să avem o binecuvântare de la Întâi Stătătorul nostru. Cred că o să aveți puțină răbdare până să vă înmânăm premiile. Toată lumea este premiată. Dar l-am rugat pe Înalt Preasfințitul să vină să vă dea o binecuvântare și să ne vorbească puțin despre lumea copilăriei, despre măsura îngerească, despre măsura mântuirii pe care însuși Mântuitorul Iisus Hristos a pus-o când a spus: lăsați copiii să vină la mine, că a unora ca aceștia este împărăția lui Dumnezeu. Despre împărăția lui Dumnezeu, despre lumea copilăriei, despre îngereala voastră, nu poate să ne vorbească nimeni mai frumos decât cel care iubește atât de mult copii, iubește atât de mult oamenii, Înalt Preasfințitul Teodosie, Înalt Preasfinția voastră. Vă rog să ne spuneți câteva cuvinte care să le punem, pe care să le punem la inimă. Hristos a înviat. Iubite Părinte Cezar, domnule director Bogdan, iubiți copii, iubiți părinți, este o mare bucurie să avem o astfel de întâlnire după ce ați dat o probă de maturitate copilărească. Copilăria este cea mai frumoasă perioadă a vieții. Copilăria este sublimă, e dincolo de frumusețe. Pentru că încă de când sunt sugari, copiii zâmbesc frumos. Atunci zâmbesc cel mai mult. Și ei zâmbesc pentru că își văd îngerii lor păzitori. Îngerii păzitori stau aproape de copii mai mult decât de oameni mari. Pentru că ei îi atrag prin drăgălășenia, nevinovăția și frumusețea lor lăuntrică. Și așa cum se exprimă mulți gânditori și părinți, nimic nu este mai frumos decât un copil care este curat, nevinovat, care învață să se roage, învață să creadă și se apropie mereu tot mai mult de Dumnezeu. Se apropie simplu, pentru că simplitatea este o calitate. Copiii care n-au cunoscut păcatul, aceia cu adevărat se seamănă cu îngerii și sunt superiori îngerilor, mă leg de cuvintele Părintelui Cezar, copiii sunt mai frumoși decât îngerii, pentru că au chipul lui Dumnezeu. Îngerii nu-l au. Copiii au chipul Sfintei Treimi și chipul Domnului Iisus Hristos și se vede Hristos în copii. Nu se vede în îngeri. Îngeri nu se împărtășesc cu trupul și sângele Domnului ca să se prelungească frumusețea dumnezeiască în ei. Ei se împărtășesc doar de harul lui Dumnezeu și sunt îmbrăcați în harul lui Dumnezeu. Este mult acest lucru. Dar iată, copiii au un privilegiu mai mare. Până la 7 ani,
copiii care sunt cu minți și au învățat cine este Dumnezeu și se roagă, se pot împărtăși în fiecare zi. Și vă rog să aveți grijă să împărtășiți cât mai des, dacă nu puteți, în fiecare zi. Dar cel puțin de 100 de ori pe an trebuie să se împărtășească. Pentru că această împărtășire le dă frumusețe, le dă înțelepciune, le dă bucurie, le dă tărie și iată un copil care îl poartă pe Hristos este o frumusețe pe care noi nu putem privi. Dacă am privit frumusețea copilului după ce este împărtășit, aievea ne-am orbit de cea frumusețe, pentru că el este plin de Hristos și e chipul lui Hristos și strălucirea Harului Sfintei Treimi. Și iată, ați învățat primele lecții despre Dumnezeu, despre suflet, despre îngeri, despre Maica Domnului, despre sfinți. Aceste învățături sunt pentru voi raze de lumină. Și aceste raze vă înnobilează atât de mult, vă îmbogățesc sufletul și vă sporesc frumusețea. Când un copil învață ceva curat și nu amestecă cu nimic acea învățătură, este un om care este un prunc care ține cerul în sufletul său, în mintea și în inima sa. Să fiți doritori să învățați cât mai mult și cât mai bine. Cu ce învățați acum, vă îmbogățiți cu o zestre, o zestre care rămâne pentru voi. Toți ne amintim din copilărie că am avut cea mai frumoasă viață în copilărie. Și voi să simțiți frumusețea vieții, a vieții spirituale, pentru că copiii se și joacă, dar să se joace jocuri care să nu le rănească sufletul. Jocuri curate, jocurile copilăriei sunt frumoase pentru că n-au în ele nicio umbră, nicio răutate. Și de aceea Mântuitorul spune atât de răspicat: de nu vă veți întoarce să fiți precum copiii, le spune celor mari, nu veți vedea împărăția cerurilor. Chiar în Evanghelia de astăzi, unde este vorba de Nicodem, un om învățat dintre farisei, care a venit la Mântuitorul și a venit să vadă ce poate învăța de la Mântuitor. Și Mântuitorul a luat cu învățăturile cele mai adânci. Și a zis, de nu se va naște cineva de sus, nu va putea să intre în împărăția cerurilor. Copiii noștri sunt născuți de sus. Sunt născuți a doua oară, nu numai din părinți. Sunt născuți prin botez, născuți de sus. Nicodem era învățător de lege. Când a auzit aceste cuvinte, a rămas blocat. Și a zis, cum poate omul să se nască fiind bătrân? Poate să intre a doua oară în pântecele mamice sale și să se nască? Și pe urmă, iată, îl mâncii Mântuitor. De nu se va naște cineva din apă și din duh, nu va putea să intre în împărăția cerurilor. Și iată, îi precizează ce este născut din trup, trup este, și ce este născut din duh, duh este.
trebuie să vă nașteți de sus. Și sigur, a stat lângă Mântuitorul și a învățat multe. Mântuitorul i-a făcut chiar o observație. Tu ești învățătorul Israel. Ești dascăl și nu știi toate acestea. Nu știa. Pentru că el citea în literă și nu citea în duh. Avantajul copiilor creștini este acesta. Că ei sunt luminați de Harul Duhului Sfânt. Și avantajul vostru este acesta. Dacă vă rugați, dacă vă închinați, dacă aveți credință, dacă vă împărtășiți, sunteți superiori tuturor. Superioritatea constă în zestrea cea lăuntrică. De multe ori, copiii spun anumite lucruri la care cei vârstnici trebuie să se străduiască să înțeleagă. Spun lucruri profunde, dintr-o simplitate a gândirii lor curate. Și cred că în lucrările pe care le-au făcut, ați găsit niște comori. De aceea sunt bucuros, o să rog pe Părintele Cezar să mă împărtășească și mie din comorile voastre. N-am avut timp până acum, dar am experiență să cunosc gândirea copiilor și să fi stat de vorbă cu mulți copii, să-i fi auzit, să-i fi ascultat, chiar la orele deschise, și m-au cucerit cu gândirea lor frumoasă. Într-adevăr, copiii au o tălmăcire care de multe ori trece dincolo de puterea noastră de a înțelege dacă nu suntem curați. Trebuie să ne curățim sufletele, să ne rugăm, să fim cât mai curați ca să putem înțelege ce spun copiii. Și cu adevărat, nu trebuie să aibă multă credință comparată cu nu știu ce cantități. De aceea foarte frumos s-a pus acest titlu, Bobul de muștar, luat din Sfânta Scriptură. De veți avea credință cât un grăun de muștar, veți zice muntelui, ridică-te și te aruncă în mare și așa va fi. De ce este comparată cu bobul de muștar credința cea mai bogată? Pentru că, iată, nu trebuie să fie multă, trebuie să fie curată, sinceră, deplină și statornică. O credință, cât de puternică ar fi, nu trebuie să aibă neapărat informație multă, ci trebuie să aibă simțire adâncă. Aceasta e credința bobului de muștar. Să simți acolo în inimă că Dumnezeu este cu tine. Copiii par naivi, dar nu-i naivitate, ci este comuniune cu Dumnezeu, credința bobului de muștar. Pentru că acolo în adânc se statornicește Dumnezeu și nu mai pleacă din lăuntru. Unui prunc care cu adevărat e credincios știe că Dumnezeu îl aude, îl vede, tot ce face sub ochiul lui Dumnezeu, sub purtarea de grijă a lui Dumnezeu, îl iubește pe Dumnezeu, crede în Dumnezeu și bine ar fi ca toți copiii, cum a fost cel mai scump și sfânt copil, pruncul Iisus, să crească cu vârsta și cu înțelepciunea, cum ne spune Sfântul Evanghelist. Iată, sunteți la această perioadă frumoasă. Sunteți cei mai frumoși la suflet
și cei mai bogați. Trebuie să nu pierdeți această bogăție și această frumusețe. Acestea trebuie să rămână statornice în voi. De nu rămân statornice în voi, vă pierdeți zestră. Și ați pierdut bobul de muștar. Și rămâneți seci. Un om fără credință este sec. Nu-și mai găsește rostul și orientarea în viață. De veți ține credința aceea cât un bob de muștar în sufletele voastre, în conștiința voastră, în credința voastră, în inima voastră, aveți un viitor frumos. Părinții trebuie să aibă grijă să vegheze asupra copiilor, pentru că aceasta e latura cea mai importantă din educația copiilor. Dacă rămân copiii ai lui Hristos și Hristos îi îmbrățișează în fiecare zi și îngerul păzitor îi veghează, acei copii rămân copiii lui Dumnezeu și părinții se vor bucura de ei. Așa trebuie să gândim, să evaluăm opera copilăriei exprimată în lucrările lor și să căutăm să o întreținem, să o sporim, să o consolidăm, să o facem să fie statornică. Acesta e idealul. Cine are credință are cea mai mare zestre. Are sensul vieții și bucuria vieții. Să vă țineți credința și copiii și părinții și părinții să învețe de la copii bucuria, curăția, sinceritatea, curăția și toate celelalte virtuți copilărești care sunt atât de curate și ei cu adevărat sunt mereu însuflețiți de harul lui Dumnezeu, de aceea au și inspirație, și bucurie, și pace, și dorință de viață, și această acuratețe a trăirilor. Se poate vorbi la nesfârșit, pentru că darurile acestea nu se pot măsura. Sunt atât de bogate și copil față de alt copil, se vede că unul are niște raze, altul are alte raze. Se completează, se împlinesc, pentru că virtuțile copilăriei sunt atât de frumoase, atât de variate, dar toate converg către adevărul credinței, care este Hristos. Să rămânem în Hristos, în adevărul credinței, în bucuria mărturisirii credinței, prin gândire, vorbire, scriere, prin comportament, prin rugăciune, prin atașament față de biserică, de Sfânta Împărtășanie, de tot ce este sfânt, frumos, adevărat și vrednic de păstrat și de sporit, ca să fie copilăria perpetuă și acum și peste un an și peste 10 ani, copilăria de acum, să o luați cu voi și să o țineți și peste 10, 20, 30, 40, 50 de ani. Acesta trebuie să fie idealul acestor copii și părinții să-i încurajați, să-i educați în așa fel încât să nu se piardă cea mai frumoasă perioada vieții acestor copii care se exprimă sublim și se poartă copilărește, adică fără de păcat în nevinovăție. Succes mai departe, binecuvântare și bucurie și spor în cele sfinte, bune, adevărate și drepte. Doamne ajută!
La mulți ani! În al preasfinția voastră vă mulțumim pentru toată dragostea cu care ne îmbrățișați duhovnicește și fizic. Vreau să vă rog, pentru că ne-ați așezat la masă și am început să mâncăm, dar nu ne-am săturat. Și v-am ruga, v-am invita să veniți la școala Sfinții Martiri Bâncoveni, să ne vorbiți și nouă celor mai în vârstă și copiilor despre frumusețea Maicii Domnului. Când aveți un timp, tare mult am dorit să auzim un portret pe care nu poate să-l facă oricine, nu oricine poate să vorbească despre Maica Domnului, dar copiii sunt foarte însuflețiți și tare v-am rugat să veniți să ne vorbiți despre Maica Domnului. Acum, pentru că cunoaștem programul pe care îl aveți, sigur că noi v-am ține până mâine dimineața aici și copiii, cât sunt ei de jucăuși și de nerăbdători și de zburdalnici, am văzut că nici n-au respirat. Bine ar fi să fii și la clasă așa. Dar acum mi-am dat seama că nu e din pricina voastră, ci din cauza vorbitorului. Adică, și atunci o să-l rugăm pe înalt preasfințitul să vină cât mai des să vă vorbească despre lumea duhovnicească, despre lumea îngerilor, despre lumea sfinților. Vă mulțumim cu toată inima, ne-ați făcut o mare bucurie și nădăjduim să găsim un program potrivit, să ne potrivim programul după al înalt preasfinției voastre, astfel încât să fiți în mijlocul copiilor cât mai mult. Acum, așteptarea frăților voastre are o limită, adică tot postul acesta ați așteptat ca bobul de muștar să se prefacă într-un arbust în care păsările cerului să-și găsească cuib. Iată, mai mult decât atât, nu numai cuib și roade au făcut, roade au făcut lucrările voastre, astfel încât astăzi o să facem și premierea. Dacă mai aveți puțin timp chiar în preasfinția voastră să înmânați premiile sau să îi nominalizați, atunci iată că bucurie peste bucurie și har peste har. Numai puțin să aduc lista și premiile și o să facem cele cuvenite. Iată. Dobrin Sofia, clasa 1 de premiul 1. Școala gimnazială numărul 16, Marin Ionescu Dobrogeanu, Constanța. Premiul 2. Ene Marcus, clasa 1 A, Liceu Teoretic Emil Racoviță, Techirghiop. Premiul 3. Pața Matei, clasa a 4-a A. Să se mergeți. Așa. Bravo.
dimensiune și o drâncă miruna preșcolară. De miruna. Grădinița, căsuța cu povești, Constanța. O să vină. Tot mențiune, grădinița cu program prelungit Mugurel, grupa Panseluțe Constanța, Sima Sonia Maria. Andrei, clasa 8-a, școala gimnazială numărul 24, Ion Jalea. Pentru spiritualitate, da. Premiul pentru originalitate. Camel Pouta Camelia, clasa 1-D, școala gimnazială numărul 16, Marie Mersi Gogozani, Constanța. Pentru creativitate, Vraciu Sofia Maria, clasa 1, Liceu Teoretic Emil Rancoviță Techelor. Și creativitate în clasa 1. A fost foarte creativ. Foarte creativ. Și acum premii speciale. Asta o să le acordăm în școală, că toate, că sunt mult mai mulți, dar trebuie să știți, iertați-mă, toți copiii care sunt prezenți, au adus lucrări, primesc o diplomă și un dar din partea școlii și fundației. Nu s-au fost premiile. După cum s-a văzut, premiile au mers la școli și la copii cei mai buni, cu adevărat, cei mai buni copii, cei mai creativi, cei care au depus o muncă alături de profesorilor, de îndrumătorilor și le mulțumim cu această ocazie și profesorilor care s-au străduit cu toată dragostea să participe la un concurs cu o tematică nu ușoară. Nu a fost o tematică ușoară, ne-am dat seama de lucrul acesta. Este un concurs de debut. Anul viitor va fi, cu ajutorul lui Dumnezeu, cred că vor participa 300-400 de școli. Anul acesta au participat 400 de copii. Vă mulțumim tuturor și să știți că premiile vă așteaptă. Copii și părinți împreună, poftiți să vă ridicați diplomele și premiile celelalte. Vă mulțumesc! Vă mulțumim încă o dată! Atmosferă îngerească, copilărească și e bine că ne organizăm să purtăm de grijă copiilor și să avem școlile în grija noastră, că școlile au început în tinda bisericii. N-au voie să despartă școlile de biserică. Dacă se despart, o iau razna. Școala trebuie să aparțină de biserică. Și slujitorii să aibă grijă de școli. Noi așa am rânduit când eram la București. La fiecare școală să fie duhovnic, fiecare școală să fie arondată unui preot duhovnic, unei parohii și să fie într-adevăr o legătură între copii și preoți, dar și între dascăli și preoți. Că dacă dascăli nu sunt bine educați, cum se educe ei copiii?
Eu am participat în 94 la întruniri când religia era proaspătă în școli. Și am avut dialog cu părinții copiilor și ziceau, nu ne-am închipuit să avem atâta bucurie că noi învățăm, pentru că n-am făcut religie în școală, învățăm credința și informația necesară de la copiii noștri. Trebuie să fie o legătură între părinți și copii în permanență. Numai așa se studiază legătura între părinți și copii, dacă este cu adevărat spirit religios, dacă este Harul lui Dumnezeu în familie. Din familie n-are voie să lipsească Harul lui Dumnezeu. De aceea să rămâneți în acest Har al lui Dumnezeu și să vă bucurați. Părinții se bucure pe copii, copiii pe părinți și legătura între generații să fie armonioasă și dătătoare de roade în permanență. Vă mulțumesc că răspundeți la chemările bisericii. Mulțumesc, Părintele Cezar, că are vocație pentru așa ceva, este la capela tinerilor, dar a prelungit capela și pentru copii, nu numai pentru tineri. Și chiar pentru părinți și bunici. Este o biserică vie și să ajute Dumnezeu să rămână tot mai vie și tot mai productivă în aceste valori spirituale care sunt nemuritoare. Aveți grijă de copii, prin ei trăiți, prin ei vă mântuiți, iubiți părinți. Să aveți această grijă specială de copii. Doamne ajută! O să via! Toți copilașii vor primi diplomele și cărțile, darurile pe care vi le-am pregătit. Să știți că avem 400 de diplome, da? Așa că chiar cu toții puteți să primiți. După ce luați binecuvântare, vă mai spun vreo două cuvinte. Criterii care nu erau foarte clare. Sunteți cei mai mulți dintre voi, sunteți copii în biserică care vă spovediți, vă împărtășiți chiar săptămânal, aveți cunoștințe solide, chiar teologice și nu era corect să participați la un concurs în care cunoștințele coparticipanților sunt generale. Atunci am făcut o secțiune specială pentru voi. Și am făcut o departajare astfel încât să concurați voi cei care sunteți, faceți performanță în domeniul acesta. Totuși nu cred că se poate compara sau nu putem cere o lucrare, să comparăm o lucrare a unui copil care a auzit că există înviere cu a unuia care trăiește învierea. Așa că să nu vă supărați, în săptămâna verde, nu? Așa îi zice, în săptămâna verde o să decernăm premiile. Vreau să spun că lucrările voastre au fost foarte, foarte bune. Foarte bune. Atât de bune încât a trebuit să le dăm deoparte și să jurizăm pe celelalte lucrări. Ăsta este adevărul, nu vreau să supăr pe nimeni. Ați văzut că am premiat toate școlile care au participat, copiii care au participat și au fost foarte buni, dar nu mi s-a părut just să facem o asemenea comparație, așa încât săptămâna viitoare, mâine mai aveți un pic, este sărbătoare în zborul tămăduirii, mai pe la liturghie, mai ajungeți sau nu pe la ore, bine ar fi să ajungeți, dar de săptămâna viitoare, în săptămâna verde, o să vedeți și premiile pentru lucrările voastre. Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Mulțumesc și tuturor celor care au participat la
la această, la acest program, la acest concurs. Eu nu mai văd așa de bine departe, dar acolo, cred că e domnul Bogdan acolo, nu? Îi mulțumesc din toată inima că s-a ostenit. Să știți că nu-i treabă puțină, nu-i treabă simplă să așez câteva sute de scaune. Și să le și așez, după aceea să le și ridici, așa mai departe. Îi mulțumim pentru toată dragostea pe care o are, în primul rând, față de Dumnezeu și prin aceasta dragostea pe care o revarsă asupra semenilor. Mă bucur că ați primit și binecuvântarea Înalt Preasfințitului și eu nădăjduiesc că într-o săptămână, două, o să vină să ne vorbească chiar la școală despre Maica Domnului. Sunt convins că nu ne va ocoli. Vă mulțumesc! Dumnezeu să vă binecuvinteze!